Bună ziua și mulțumim că ne ascultați podcastul Caia și Bejan Călătorii și o să ne încălcăm promisiunea făcută în prima ediție când am spus că episodul al doilea îl vom dedica sărbătorilor religioase pentru că astăzi vom vorbi despre o țară aflată pe prima pagină a tuturor ziarelor din lume în acest moment. Este vorba de Iran. Eu nu am fost în această țară fascinantă, trebuie să o spun încă de la început, dar din fericire o am lângă mine pe Ana Maria Caiala, care, care a călătorit în Iran. Mi se pare important să vorbim despre această țară, pentru că până la urmă facem un podcast de călătorii, iar Iranul este o destinație foarte interesantă care a crescut foarte mult în preferințele turiștilor din toată lumea. Și ca să dau acum un exemplu, în 2019 au fost 8 milioane de turiști din Iran. Iar în acest moment, când vedem ultimele evenimente care au loc acolo, conflictul cu Statele Unite, doborârea avionului de pasageri ucrainian de către armata iraniană și protestele, ce se mai întâmplă în momentul acesta acolo, cu siguranță că foarte mulți oameni se întreabă, mai este posibil acum să te duci în Iran, este safe, dacă mă duc și pățesc ceva, dacă trag cu racheta în mine. Tu ce crezi, Ana Maria? Ce ai putea să le spui românilor care, nu știu, se gândesc să-și programeze în viitorul apropiat o călătorie în Iran? E greu să răspund la întrebarea asta așa direct, sigur, că nu n am niciun fel de calități de clar vizionară, dar pentru mine Iranul a fost revelația turistică cel puțin în ultimii 5 ani. Deși mă mișc destul de mult prin lume, Iranul a fost pur și simplu o descoperire cu totul aparte. Acum în termen de siguranță și nesiguranță, sigur Putem lua statisticile și atunci statisticile acum arată mai prost decât arătau acum câteva luni, pentru că nu avem un avion cu victime, multe victime, pe care le putem trece la străini, turiști. Iranul nu avea mă rog, asta până acum. Adică, în sine, ele era o țară sigură, deci sigur o țară cu uh, o poziționare politică dificilă, desigur că o țară care arunca cu amenințări împotriva altor țări și la rândul lor acele țări răspundeau, dar atentatele teroriste în Iran au fost foarte rare, au fost îndreptate asupra inamicilor politici, nici de cum a turiștilor și prin urmare, Iranul a fost o țară destul de sigură pentru turiști. Foarte rar, uh, chiar și la nivelul criminalității, acestea mici se întâmplă câte ce o hoție, o buzună reală, nici de cum uh, uh, lucruri violente. Acum, dacă comparăm, de pildă, Iranul și ne bazăm pe cifre cu o destinație care rămâne destul de populară printre români, Egiptul, o țară care a avut sute de victime între turiști uh, în ultimii 10 ani, atunci Iranul, desigur, că nu mai pare așa de, uh, de nesigur. Iranienii. Pe de altă parte, așa cum i-am văzut eu în călătoria mea de anul trecut în, în Iran, sunt foarte calzi. Mi s-au părut foarte generoși, foarte aplecați spre a te ajuta, nu a te jupui, chiar dacă evident că ești mult mai bogat decât ei. Sentimentul acesta Antioccidental, de care avem impresia că e ceva extraordinar de umflat. Acum, și că toată lumea, deci avem că această impresie că toți iranienii urăsc Occidentalul. Ură, un... Urăște Occidentalul. El sigur că vezi, pe, de pildă, pe uh, zidurile fostei ambasade a Statelor Unite din Teheran, acolo unde a fost luarea de o la sfârșitul Revoluției Islamice vezi moartea Americii, vezi niște grafitiuri care pot părea spăimoase, însă la nivelul populației obișnuite, la nivelul oamenilor cu care interacționezi, chiar dacă unii dintre ei ar putea să aibă sentimente anti-americane sau sentimente anti-occidentale, nu au sentimente anti-americani sau anti Și cred că e o diferență destul de, de mare între asta, astfel încât eu m-am simțit acolo foarte în siguranță. M-am simțit chiar băgată în seamă și iubită de oamenii aceia care până la urmă mi erau străini. De altfel, și ghida noastră um, avusese înainte două grupuri de americani, dar două grupuri mamut. Americanii călătoresc în Iran sau călătoreau în Iran, nu mai știu care este situația acum, spre deosebire de iranieni care n-ar putea să obțină o viză, nici în condiții, cum să zic, de motivație foarte bine întemeiată pentru Statele Unite. Ca român, e ușor să-ți o viză de Iran? Da, este ușor să-ți iei viza de Iran. Pe de altă parte, noi suntem simpatici. Noi suntem Nadia Hagi, Ceaușescu, nu avem niciun fel de legătură cu, cu toată povestea asta, nu știu, Iran-Statele Unite sau Iran-Marea Britanie sau Iran-Israel. Noi, pentru ei, suntem niște turiști, turiștii sunt buni, iubesc turiștii. Sunt niște bani care vin de acolo, în societatea iraniană, destul de împovărată de toate aceste sancțiuni economice care nu fac decât să sărăcească populația în general și care, sigur, alimentează sentimentul antioccidental, pentru că dacă cineva te ține în foame, acum nu poți să pretinzi să te și iubească după ce îl ții în foame. Așa că, da, am fost. E o țară în care te poți simți puțin răsfățat, răsfățată cu multă ușurință, de fapt. Am înțeles. Există în acest moment uh, proteste ale tinerilor uh, din Iran care sunt supărați că regimul a încercat să mușamalizeze acel eveniment uh, groaznic cu doborârea avionului de pasageri ucrainian. Și chiar am vorbit recent cu antropologul Alexandru Bălășescu, este un român care a petrecut uh, destul de mult timp în, uh, în Iran pentru că a făcut acolo o cercetare uh, pentru teza sa de doctorat și care m-a spus că oamenii care sunt acolo cum în stradă în Iran, sunt studenți, fac parte din clasa de mijloc, sunt oameni în general cu studii superioare și care sunt foarte conectați la lumea din jur. Tu ai cunoscut, ai cunoscut pe acești tineri, știi cum, cum cum gândesc, cum Aș spune că iranianul de rând în general are un nivel cultural ceva mai ridicat decât românul de rând. Și o să-mi asum această afirmație m am amuzat când șoferul nostru de auto, autocar a început să vorbească foarte vehement cu, cu ghida am înțeles Bahrain am înțeles uh, Arabia Saudită din ceea ce vorbeau în Farsi și am auzit și cuvântul geopolitic și am întrebat-o pe Ghidă. vorbiți despre situația geopolitică din Golf și mi-a zis da despre asta vorbim o ghid, un ghid turistic și un șofer de autobuz Oamenii, în general, probabil pentru că sunt ceva mai izolați, nu foarte izolați, totuși uh, nici de cum tăiați de televiziune prin satelit sau de internet, oamenii citesc mai mult, se interesează mai mult, sigur, situația lor politică fiind mai complicată, se și informează mai mult. Deci societatea urbană iraniană este destul de evoluată. evoluată. Oamenii încearcă să înțeleagă lucrurile prin care trec. Pe de altă parte, au un număr mare și de femei și de bărbați care învață la universitate, mai ales de femei. Au mulți studenți. Um, au niște preocupări din sfera asta, de pildă a poeziei. Niște oameni care au în casă cărți de poezie, aproape orice iranian poate să-ți recite din poeții clasici iranieni. Asta înseamnă civilizație, asta înseamnă educație. Oare și poeții Sigur. americani? Sau doar poeții iranieni? Poeți iranieni. Cred că poezia e, e atât de complicat de, de tradus încât nu e o chestiune politică aici, este o chestiune poetică. Bene! Chiar dacă o femeie din mediul urban din Iran poartă văl de pildă, ea nu poartă vălul ca pe o ombropodeală, ea poartă vălul ca pe un accesoriu de modă. Mie mi-au făcut impresia, cel puțin în Teheran, cel puțin în Shiraz, că există această, acest strat de, de oameni care sunt foarte sofisticați și care au preocupări foarte sofisticate. Acum ne întrebăm bine de ce nu dau jos uh, aiatolacul pentru că e clar că distanța între conducere și acest tip de popor este uriașă nu știu, poate că o explicație sunt cei 500 de mii de militari. Poate că o explicație sunt numeroasele trupe speciale ale Iranului. Da, poate zic că zic o să, nu facem, să nu. Să nu facem, da, geopolitică, facem. geopolitică, facem da, 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 Taximetristul din, din, din Iran. <laughs> Și nu știu, aș vrea să te întreb, pentru că suntem la un podcast de călătorii. Ce poți să faci în Iran? Care sunt uh, lucrurile, atracțiile, principale? Iranul lucruri? e o țară cu un potențial turistic fantastic, în mod normal, numai Persepolis, care este unul dintre cele mai bine. Păstrate situri antice și unul dintre cele mai vechi ale lumii ar putea să atragă probabil anual peste 10 milioane de turiști. Persepolisul este mult mai frumos, mult mai spectaculos, de pildă, decât ce ne-a rămas nouă de la civilizația greco-romană prin Europa. Ți se taie răsuflarea, pur și simplu, nu înțelegi unde ai ajuns. Apoi, Teheranul este un oraș foarte interesant, este un oraș care pornește de la câmpie și ajunge la 1000, peste 1500 de metri altitudine. Deci e un oraș care urcă așa, Culminând așa cu nordul Teheranului care este foarte sofisticat, foarte bogat, cu grădini, arată extraordinar, pe când în sud, în același oraș, ai o lume tipic orientală, foarte aglomerată, cu bazaruri, cu oameni care și se îmbracă și se poartă mai tradițional, apoi ai și razul care este o oază în deșert, o minune este un oraș al grădinilor și al trandafirilor, este orașul poeților este un oraș cu un centru vechi și cu un bazar extraordinar de bine, de bine păstrate în care încă există această tradiție a povestitorilor și cântăreților de seară e pur și simplu un privilegiu să vezi recitatorii în piețele mici din bazarul din Shiraz care spun poveștile, miturile vechi ale Iranului, există o moștenire culturală și fizică a uh, dinastiilor care s-au succedat uh, în, în istoria Persiei și de la Cagiare avem uh, o mulțime de palate, o mulțime de moschei care arată cu totul spectaculos, sunt pictate, sunt foarte colorate, sunt foarte de altfel instagramabile, pe bune, adică este extrem de fotogenic în termenii noștri actuali. Uh, ai deșertul în Iran, un deșert foarte frumos și cu piatră, dar e și un deșert cu dune. Sunt niște resorturi în deșert extraordinare, cu un confort foarte ridicat, făcute ca niște caravanseraiuri. E o întreagă poveste să ajungi într-un astfel de loc și, de pildă, să vezi stelele, pentru că au inclusiv tot felul de telescoape și de scule, astfel încât să, să vezi constelațiile, pentru că acolo este veșnic senin. Ei înșiși sunt foarte buni la făcut turism pentru că sunt niște oameni calzi și foarte deschiși, pentru că uh, flirtează tot timpul, pentru că cântă, pentru că dansează. Să nu ne închipuim niște oameni închiși, triști. Uh, triști. Bucătăria uh, iraniană este fantastică, au uh, anumite tipuri de bucătării care sunt înscrise în patrimoniul UNESCO și merită să fie în patrimoniu universal pentru că sunt absolut fantastice și nu găsești, nu regăsești asemenea gusturi absolut nicăieri în lume pentru că ele sunt un echilibru între Orientul acesta mai îndepărtat indian și între Orientul acesta mai, mai apropiat de noi și puțin mai previzibil, mai plicticos, iar Persia este undeva la mijloc. Palate, moschei, mai ai zoroastrieni, ai un oraș, Iazdu, care este un oraș în deșert făcut din, din argilă și din piatră, de o rară frumusețe, cu arhitectură, nu știu, Războiul Stelelor sau ce vrem, filme, filme de, de mare ficțiune, de franciză, de astea de mare succes. Acolo ești la marginea lumii, la marginea Universului și înțelegi, vezi cultura zoroastriană, adică cea mai veche formă de monoteism din lume. De altfel, tradițiile lor, inclusiv anul nou sunt toate de inspirație zoroastriană, toate se trag de acolo. Poți înțelege foarte bine de unde venim și noi creștinii, de unde vin și ei ca musulmani și iți, de, de unde cum să zic, a pornit această idee a unicului Dumnezeu. E un loc de o, o rară bogăție și este un loc în care din fericire sau din păcate nici nu știu cum să o spun, pentru că e greu de, 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 spus asta, e un loc în care globalizarea n-a ajuns. Și pentru că globalizarea n-a ajuns e ca un muzeu de civilizație, e ca un muzeu de cultură, e un muzeu în care vezi niște oameni care nu sunt mâncați de această standardizare agresivă. Eu nu sunt o antiglobalistă, nu, mie îmi place să mă Ar, plimb începem peste să, tot. începem să, să cred asta, da. Dar, dar, va deveni un privilegiu să vedem produse locale, să vedem niște oameni care nu uh, trebuie să fie, nu trebuie să fim toți, să consumăm același suc în același timp. Uh, e un privilegiu de pildă să mănânci mâncare adevărată. Am regăsit acolo gusturi pe care din copilărie nu le mai știam. Nu știam ce se întâmplă. Era așa aproape Madlena. Deci Iranul este o destinație în principiu fantastică. Am o curiozitate, cum te-ai îmbrăcat în Iran? Cum a fost pentru tine să respecti codul vestimentar impus de lege? Deci, drept să-ți spun, m-am îmbrăcat foarte brambura pentru că am luat lucrurile așa cum sunt ele pe hârtie. Citisem, cap acoperit, corpul integral acoperit, fără sandale, ojă colorată și așa mai departe. Dar după ce ajungi acolo și vezi cum sunt de fapt, după ce stai la coadă după vreo 10 instagramerițe locale, Moschia, Rosdin și Raz, să faci o poză cu lumina colorată care intră prin vitralii, te relaxezi. Pentru că vezi că ele au o eșarpă elegantă care e plasată în vârful capului, vezi că au ojă, au sandale, vezi că se cocoață pe toate zidurile de la moschei și nu le zice nimeni nimic, adică nu-mi închipuri că aici poți să te duci la patriarhie cu văl sau fără văl să te cocoți pe poartă și să-ți faci poze și mechere de Instagram și să nu ți-o iei. Clar nu. Adică, practic, de fapt, cum ar fi trebuit să mă îmbrac dacă aș fi avut puțin mai multă minte, da, să ai o cămașă cu mânecă lungă, să ai niște blugi pe tine care să nu fie scurți sau da, să nu fie strâmți. Deși ele poartă foarte mult blugi skinny, strâmți, elastici sau nu știu cum să le zic, dar cu o haină pe deasupra, care poate fi și transparentă și da, trebuie să ai ceva pe cap. Acum zonele ei, ei și râd de asta că dacă te duci în Com, de pildă, care este orașul Ayatollahilor, este centrul spiritual, Vaticanul șiților, este Comul, sigur că vălul trebuie să-ți acopere tot părul și să coboare undeva spre sprâncene. Dacă te duci în Teheran, în sud, vălul trebuie să îți acopere părul, dar să-ți lase o șuviță la vedere. Dacă te duci în Iazd, trebuie să mai dai spre vârful capului puțin vălul, iar dacă ești în Shiraz vălul o să cadă, cel mai Asta probabil. În funcție de cât de conservatoare este, este, în este de în de zona. Da, funcție de cât de conservatoare este zona. Da, spuneai despre de Instagram mai devreme și uh, aș vrea să spun eu aici că iranienii sunt foarte activi pe această rețea socială. Le-aș recomanda celor care ne ascultă contul lui Mahnaz Afshar este o, o actriță foarte iubită în Iran. Pe contul ei o să o să vedeți inclusiv secvențe din via din viața ei privată sau un alt cont care este foarte interesant este The Rich Kids of Tehran și aici puteți să vedeți să înțelegeți mai multe despre moda urbană din din Iran. Și aș mai face o recomandare de lectură, Orașul Miciunilor se cheamă, cartea este, o, este a scritoarei iraniano-britanice Ramita Navai. E, această carte vorbește despre o lume ascunsă a Teheranului, cu tineri care se distrează, care iau droguri, se uită la pornografie, despre prostituție, în fine, este vorba despre o lume care e clar că nu respectă codul moral oficial al Iranului și despre care nu, nu prea se vorbește. Ai cunoscut această lume? Cumva de prins că lucrurile nu sunt ca în cărți, desigur. Da, pornim cu ce ziceam, de la codul vestimentar. De altfel, chiar în Orașul minciunilor se povestește despre o aplicație pe care o au pe mobil tinerii iranieni, unde se, un fel de waze al poliției religioase, religioase de moravuri. Da, da pentru că își semnalizează unde, este, unde sunt echipaje de astea de poliție de moravuri care ar putea să ia că n-ai vălul pe cap sau cine mai știe ce, așa că nu respecti codul vestimentar și evită pur și simplu zonele alea. Adică există o astfel de aplicație pe care tinerii din Teheran o folosesc. Iranienii sunt oameni, lor le place să trăiască. Adică e, e evident din felul în care trăiesc, din faptul că folosesc spațiul public intens, din faptul că le place să iasă. Este evident că lucrurile nu sunt ca în cărțile Ayatollahului. În zona urbană mare, mai ales în Teheran, foarte multe cupluri trăiesc în concubinaj. Desigur, cu discreție, pentru că cineva cu adevărat ar putea face foarte rău dacă ar vrea. Sigur că nu este convenabilă situația asta, dar. În fapt, asta se întâmplă. Doi, noi de bildă în Teheran am fost la o mare sărbătoare religioasă la Ashura și când ne întorceam, noaptea destul de târziu, pe la ora 11 noapte, dar era plin pe străzi pentru că oamenii se întorceau se de la ceremonii, am trecut pe lângă cordoane de poliție care dirijau traficul, care fusese restricționat în zonă și pe lângă un parc. Încercam să întreb ceva un polițist, el nu înțelegea, dar din parc așa un, un nor de iarbă, de fum, de, miros, de marihuana, mi -mi de miros de marihuana se ridica și persoana cu care eram a zis lasă-l în pace că probabil îi păzește pe oamenii ăștia să, să fumeze liniștiți poliția. Există uh, mica înțelegere, pentru că altfel nu mă închipui că iranienii totuși ar sta... Adică dictatura da, este unele oribilă. Sunt tolerate, înțeleg, astfel încât să. Da, să există, vă... da, și o toleranță. Sigur că, probabil, sunt toate astea, de altfel, Iranul are o mare problemă, de pildă, cu heroinomanii. Asta pentru că se află foarte aproape de. adică se află lipida Afganistan, și de acolo, de acolo vin tot felul de droguri bazate pe, pe, opium. pe opium. Adică Iranul e o țară ca toate celelalte țări de pe fața pământului și nu, nu este o dictatură nici măcar așa, sau nu percep ei, nu se lasă ei călcați de dictatură, așa cum ne lăsăm noi în anii 80. Vorbe de despre femei, totuși ele sunt, nu? adică au o poziție defavorizată, la divorț de pildă sau nu știu în, în alte situații. Uite, am auzit un, un realizator vestit de televiziune din România explicându-ne cum femeile din Iran nu pot ieși pe stradă singure și alte lucruri de-astea absolut deosebite. Uh, nu, nu e ca în Afganistan, nu e ca în Afganistanul talibanilor, nici ca în Arabia Saudită, iranien ce muncesc, destul de multe dintre ele, desigur că există un șomaj în general mare, pentru că țara este sub sancțiuni economice. Deci ele muncesc, ele se mișcă singure, ele au cont în bancă, au niște restricții la călătorie, pentru că într-adevăr trebuie să aibă un garant bărbat atunci când își fac pașaportul, nu când ies din țară. Și sigur că sunt defavorizate atunci când se pune problema să divorțezi sau să împarți copiii. Cele mai multe cupluri funcționează ca peste tot în lume la mica înțelegere. Dar sigur că dacă nu există, nu mai există nicio mică înțelegere între soți, atunci bărbatul, în caz că nu este, nu știu, de pildă heroinoman sau nu are niște, niște probleme foarte mari, probabil că va lua copii. Doar că ele sunt un tip de femei, odată foarte frumoase și în al doilea mi s-au părut și foarte puternice și cum să zic, impunătoare. Și o să povestesc o mică scenă din Isfahan. Isfahan, unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii. Cred că, nu mai știu cine zicea, dar zicea cineva că dacă n-ai văzut Isfahan, n-ai văzut o jumătate de lume și așa este. Un oraș de la uh, sfârșitul secolului XVI, începutul secolului XVII, cu a doua cea mai mare piață a lumii după Tianmenul chinezilor. Um, și în piața din Isfahan, o enormitate înconjurată de un bazar uh, extraordinar de frumos, de moschești, de palate, oamenii ies seara ca să mănânce la picnic. Și erau mii de oameni, mii de familii, mii de grupuri de prieteni care uh, mâncau pe iarbă, beau, nu știu, se distrau, râdeau și mi s-a părut că e ceva în neregulă acolo și nu știam ce, aveam un sentiment bizar. După aia am prins. Ah, e ceva aici. Bărbații au grijă de copii. Bărbații, nu femeile, numai bărbații. Bărbații duc copiii mici în brațe. Bărbații plimbă copiii mici cu căruciorul. Bărbații aleargă după copiii ceva mai mari. Bărbații ajung, îi ajută să meargă pe biciclete. Ci Era nu se o scenă... E păi, relativ, nu știu ce să zic. A crescut numărul bărbaților din parcuri care stau cu copii. Eu am copii la 10 ani distanță, deci da. Dar o asemenea, cred că cantitatea de bărbați care să aibă grijă de copii și de femei care stau tolănite pe niște covoare, că așa ies, pe niște rogojine sau pe niște covoare la picnic, cred că nu găsești poate decât, nu știu, totuși poate în Suedia să fie așa. Adică nu... Uh, nu am alt, alt model mai bun. Deci nu este o atmosferă, nu, nu este o atmosferă mm. patriarcală evidentă, cel puțin. Adică la nivelul ăsta nu, nu pot să, o, o înțelegi așa. Și dacă vezi relațiile dintre bărbații și femeile care muncesc, de pildă, ele sunt bune, ele sunt, nu știu, sau parca în Occident. Nici de cum bărbatul nu o face pe șeful și femeia aia, aprobă. Acum ne apropiem de încheiere și mă gândesc că. Nu știu, să tragem o concluzie. Deci să mergem în Iran, dacă vrem cu, cu orice preț, nu? Eu știu două persoane care au plecat acum la schi. Iranul are niște stațiuni, are, are mulți munți ă, spectaculoși ă, și are niște stațiuni de schi extraordinare. Știu două fete care. Care au plecat românii, care au plecat la Schi. Sper să fie totul în regulă. De fapt, desigur că eu sper ca Iranul să rămână o țară pașnică, eu sper ca în Iran să nu se întâmple absolut nimic. În primul rând, că o bună parte din patrimoniul nostru, al tuturor, al umanității, se află acolo.